Salutare tuturor! Am zis să continuăm astăzi topul telefonelor până când vom avea un subiect mai interesant. Mâine se lansează Galaxy S21 cu toate cele trei modele pe care le găsiți deja pe canalul meu cu toate detaliile explicate. Sunt puține diferențe față de ceea ce am anunțat eu hăt din decembrie. Cea mai mare diferență și cea mai nasoală rămâne legată de cardul microSD care dispare de pe Samsung, se pare. Deocamdată știți cum e. Ultimele zvonuri înaintea lansării. Se pare că vor avea versiune de bază de 128 de giga și vor avea una premium de 256 și poate chiar mai mult pe terminalele de top, dar lipsa cardului rămâne în continuare un minus, pentru că mulți, cum sunt și eu, cum sunt și alții, avem fișiere proprii, e-books, filme, chestii pe care vrem să le revedem și pe care în general le salvăm pe cardul de memorie, că e mai simplu și e mai la îndemână și este mult mai ieftin să ții un card când ai nevoie de memorie. Lăsăm S21 la o parte și ne mutăm în categoria 2500-3000 de lei, unde întâlnim terminale super mișto, din ce în ce mai bune și care vă arată că în mod practic nu prea ai de ce să dai 6-7000 de lei pe un telefon, pentru că le ai pe astea și sunt suficient de bune, chiar foarte bune. Faza e că da, foarte mulți oameni, de exemplu, dacă lucrezi într-o corporație și vrei să fii foarte bine văzut ca un specialist în domeniul tău și cel mai tare din parcare, trebuie să ai și mașina super deluxe, trebuie să ai și super telefonul cel mai scump. Dacă tu însă ești un om practic care vrei să te bucuri de banii tăi, să mergi și în vacanțe, să-ți iei și tot ce ai nevoie, eu zic că un telefon până în 3000 de lei este arhi suficient pentru orice în ziua de astăzi. Acum mergem pe un alt magazin, le iau pe toate, v-am zis, la rând, până când găsim ceva mai interesant. Ne uităm la telefoane, ne mai uităm pe compact, ne mai uităm pe celelalte site-uri ce detalii vedem și facem un soi de clasament cu top 10 cele mai bune telefoane între 2500 și 3000 de lei. Dacă vedeți că lipsește ceva sau dacă aveți alte idei mai interesante pe care nu le-am luat eu în calcul, vă aștept cu inima deschisă, cu comentarii și cu mesaje pe tema asta și discutăm orice pas cu pas. Răspund imediat la întrebări cum am ceva nou. Dacă vă place ce am făcut până acum, rămâneți pe canal cu subscribe, activați clopoțelul să vedeți când postez ceva nou. Mâine ne auzim cu S21. Acum hai să trecem la treabă cu telefoanele astea. Bun. Pentru sesiunea asta de teste o să folosesc Evomag, pentru că au o ofertă mai bogată de terminale și în plus de asta prețurile lor sunt mai fair play decât la Emag și ce am văzut la ceilalți, așa că o să încercăm să vedem ce găsim la ei. O să duc sliderul de preț la 2000, să vedem dacă reușesc așa, nu reușesc, e foarte greu, dar o să vă arăt cum fac. Îl las așa și o să modificăm de aici din URL. Vedeți, e filtrul după preț aici și o să pun 2500 până la 3000. Și să vedem ce modele găsim aici, de exemplu. Un Google Pixel 4a, care v-am spus din punctul meu de vedere, nu merită la ora actuală. Și am ales primul de pe listă, OnePlus 8T. OnePlus 8T e foarte mișto și e unul din telefoanele pe care mi le-am dorit la un moment dat și eu. Aduce cam tot ce vrei de la tehnologia din ziua de azi, deci el este practic un înlocuitor de flagship. Cel mai nou model, singurul lucru care m-a dezamăgit la asta era că în mod tradițional T-ul venea cu procesorul cel mai puternic din an. Anul ăsta au mers tot pe 865 pentru că, într-adevăr, diferența dintre 865 și 865 Plus a fost mică, dar chiar și așa foarte mulți oameni și-au dorit și-au comentat că va avea 865 Plus. Asta a fost singura chestie. În rest, îl știm. Ia, cum avem aici specificații, ceva. Avem Fluid AMOLED, e tot un AMOLED Full HD, Snapdragon 865, Adreno 650, 8 GB de RAM, 128 de stocare, camera frontală 32, camera spate cu 4
lentile 48, 16 ultrawide, 5 de macro și 2 senzori de adâncime și baterie 4500 cu încărcare rapidă. Mă rog, n-au ei toate de detaliile, de asta prefer să folosesc GSM Arena de câte ori am ocazia. Într-adevăr, este la limita de sus a clasamentului, la 2989, la ofertă, deci depinde câți bani ai la dispoziție. A scăzut și Mate-ul 30 Pro, un telefon excelent, dar știți cum este Mate-ul, e foarte bun pe procesor și pe cameră foto, dar problemele rămân legate de serviciile Google, care până la urmă, sincer vorbind, chiar vă trebuie. Într-adevăr, dacă e vorba de un copil care se joacă jocuri sau de... dar s-ar putea și la unele jocuri să nu meargă fără servicii Google, deci e foarte important. La nivel de APK-uri și chestii care merg pe orice Android, la aia n-ai probleme pentru că le încarci din alte surse, din Aptoid, din APK Pure, din soluțiile lui Huawei și așa mai departe. Dar unele chestii care depind de servicii Google nu merg. El este un terminal super premium, un ecran foarte bun OLED, 8 GB de RAM cu 256 de stocare, două camere de 40 de megapixeli și alte avantaje, baterie mare, încărcare rapidă, încărcare wireless și mai departe. Îl găsim și aici pe Galaxy FE, Galaxy S20 FE cu procesorul Snapdragon. Deci versiune 5G a lui S20 FE este, după părerea mea, cel mai bun Best Buy din 2020. Chiar și acum, la început de an, până se mai lansează chestii noi, va fi unul din cele mai bune terminale. Super AMOLED, cu rată de refresh mare, 8 GB de RAM cu 128 de stocare, cameră triplă pe spate, cameră de selfie bună, procesor puternic, baterie mare, încărcare rapidă. 4500 are și ăsta. Deci, concurență foarte mare și terminale care înlocuie orice, adică iau locul oricărui flagship, oricât de scump ar fi el. Se bate și cu 12 Pro Max și cu Note 20 Ultra, cu orice, adică comparabil îți faci treaba cu ăsta și ai rămas și cu o grămadă de bani în buzunar. Iarăși S20 FE, Pixel 4 care este cu 855 cu procesorul de anul trecut, nu mai merită acum la acest nivel de preț, pentru că ai 865 pe celălalt, de asta. Uite, avem și un telefon rezistent, care este CAT S62 Pro, partea bună fiindcă rezistă la căderi și la lovituri pentru cei care sunt neîndemonatici, partea proastă e că dotările hardware sunt slăbuțe, Snapdragon 660, IPS, ecranul, 6 de RAM, 128 de stocare, mă rog, să zicem că merge, și camerele în general au proaste, astea rezistente. Dar, într-adevăr, dacă scapă jos, nu-ți faci griji, este un avantaj pentru unii care lucrează în condiții destul de slabe. P30 Pro New Edition, după sancțiunile americane și după ce au văzut că nu poate să vândă prea bine terminale noi, Huawei au scos la un moment dat acest P30 Pro New Edition, care nu face decât să aducă un pic de actualizare pentru terminal, are 256 stocarea, iarăși camerele super bune, autonomie și este ultimul care vine cu servicii Google, deci ăsta merită cumpărat și el cu două mâini, mai ales dacă vă pasionează camera, unde pe 30 Pro stă foarte bine, îl trec și pe ăsta aici, 30 Pro, și cred că pe 30 primul este la un preț și mai bun decât New Edition. Așa că depinde de ce buget aveți și ce vă doriți de la el. Și asta este lista 7. O să mergem pe viitor și la terminale mai scumpe, dar o să mai rărez, nu o să mai fac top 10 așa, o să fac la 4.000, la 5.000, la nivelul ăsta și să vedem ce modele găsim. Că o să fie din ce în ce mai puține modele la nivel de preț mai mare. Și bineînțeles, acum încep să apară asta. De exemplu, Zenfone 7, care este un super terminal, e acum 2700. E cel cu Snapdragon 865. Zenfone 7 au avut două ediții. Găsiți pe cea Pro la mine pe canal. Cea Pro avea Snapdragon 865 Plus și asta are 865 obișnuit. În rest, mi se pare că e cam aceeași cameră triplă pe spate, rotativă, care zine în față, ecran neîntrerupt, baterie mare, încărcare rapidă și tot ce vrei. O experiență foarte, foarte bună am avut cu acest telefon. Îl recomand.
pentru cei care nu vor neapărat un sound. Și să vedem ce surprize ne mai rezervă pe aici. Pe 30 Pro Edition, FUE, SE, OnePlus 8. Deci dacă ar fi să aleg dintre flagship-urile OnePlus de anul trecut, aș alege OnePlus 8 Pro. De ce? E varianta cea mai dotată, are foarte multe tehnologii. Pe 8T nu au variantă Pro și 8T-ul nu are încărcare wireless și alte chestii care pe 8 IP68 care pe 8 Pro erau. Deci OnePlus 8 Pro merită ales. El e cel mai dotat dintre terminalele OnePlus. Da, ăla e mai nou, s-ar putea să aibă stocarea un pic mai rapidă, cam asta e. iPhone XR la 2700 este și nu este o și ești de 64. Procesorul e bun, ecranul e bun, bateria e relativ micuță, camerele foto limitate la 2700, doar dacă vrei neapărat să alegi un telefon Apple și nu ai un buget mai mare, atunci merită și XR luat în calcul. Și iată din nou flagship-ul nostru favorit al anului ăsta, Mi 10T Pro, probabil cel mai bine dotat la nivelul ăsta de preț, el și cu, bine, și cu 8T și cu S20 FUE, cam aceeași chestie. Depinde ce îți dorești de la telefon. N-are nici ăsta vreun avantaj, are tot senzor de 108, LCD nu-mi place, bine, are 144, cea mai mare rată de refresh, asta pentru jocuri, pentru shootere, pentru chestii de-astea. 8 de RAM și 256 de stocare, dar în general este absolut aceeași experiență pe majoritatea. Mai mergem să mai căutăm vreo alternativă pe 30 Pro la vechi. Vezi, pe 30 Pro la vechi avea 128 de stocare și acum poți să iei cu 256 New Edition și pare că ai făcut o mare afacere. S10 la acest preț nu merită, e depășit la mai multe capitole, inclusiv la autonomie. Mi Note 10 Pro e cu 730, ar merita mai puțin din păcate. Ăsta care a fost telefonul de gaming, noutatea de gaming anului, Lenovo Legion Pro, e cu Snapdragon, cu 865 Plus, cu ecran AMOLED, cu baterie mare, este o alegere foarte bună, mai ales pentru cei pasionați de jocuri, dar îl trec și pe el aici. Și deja mai rapid ca în alte ocazii am făcut 4, 5, 6, 7, 8, mai trebuie două modele să completăm un top 10, din care favoritul meu rămâne FUE, dar na, ținând cont că și eu sunt fan Samsung, să zic așa, e și 10T Pro foarte, foarte bun, uite și ZTE Nubia Red Magic, este foarte, foarte bine dotat, 865 cu 8 GB de RAM, 128 de stocare, ecran AMOLED, cameră triplă foarte bună, baterie mare, hai să vedem cât e bateria la ei. În general au fost 4500, au fost foarte bune dotările pe Nubia, deci deși nu sunt prezenți oficial la noi, este un brand cunoscut și care merită urmărit. Și Nubia nu mai este ZTE, s-au despărțit, nu știu, ZTE mai deține niște acțiuni acolo, așa mai departe. HTC U20 cu procesor Snapdragon 765 nu prea merită banii ăștia, adică ar fi sub 2000 undeva acolo dacă vrei să ții un HTC în ziua de azi. Din păcate n-au ținut pasul cu restul. Galaxy Note 9 nu mai merită acum 2750 sub nicio formă, SE-ul de 256 sau greșesc? Nu, de 256, ca să ai mai multă stocare, dar, cum spuneam, merită mai degrabă un XR decât SE. Vivo X50, am auzit numai bine de el, dar 765 nici nu-l iau în calcul la acest nivel de preț, ori să aibă ceva procesor de top, ori să aibă alte aturi care să ne convingă. Galaxy S6 se mai vinde la 2500 de lei, nu cred, sub nicio formă, cred că a rămas listat aici, sau l-au ei pe stoc și vor să scape, dar 2600 e foarte mult, foarte mult, P30 XR și nu mai am ce model să închei clasamentul ăsta. Mergem mai departe, mai căutăm ceva, poate cine știe. S9 Plus nu merită, 3XL nici atâta, 3AXL, procesor vechi, bine, astea, uite, n-am pus stoc și acum având chestii cu stoc epuizat. Iar S9 Mate 20, simplu,
nu merită că l-avem pe Pro. Hai să scoatem astea cu stoc epuizat, că m-a exasperat. Ia să vedem, stoc magazin. Oppo Reno 4 Pro, ca să încheiem clasamentul, deși nu este un terminal de performanță a celorlalte, dar merită și Oppo un loc aici. Ia să vedem ce procesor are, cred că are 765. Da, Qualcomm Snapdragon 765, dar este la preț cu astea de 865. Oppo este brandul din grup care vrea să vândă cele mai premium terminale. Realizarea și aspectul e super premium la toate telefoanele lor. Au dotări relativ bune, 8 GB de RAM, 128 de stocare, cameră triplă, cameră frontală bună, tot. În schimb, vin un pic cam cu 100 de euro mai scumpe decât restul competitorilor. Adică ăsta ar fi mers la 2499 cu 765, chiar sunt unele și mai ieftine. În rest nu mai am aici ce să mai aleg din lista asta. Încă un KT61 cu procesor și mai vechi, 64 de stocare, 4 GB de RAM. E foarte bine pentru cei care lucrează în fabrică, pe șantier, la uzină, la topitoria de la Galați și alte chestii de genul ăsta, dar pentru un utilizator normal nu prea. Și uite, Pixel 4 cu 765G, ecran OLED, într-adevăr 6 GB de RAM, 128 de stocare, dar doar dacă vrei să ai experiența Google pe un terminal mid-range, să zic. Nu se compară nici cu FUE, nici cu Mi 10T Pro, nici cu celelalte. Cam asta e un nivel de preț complex. Mâine ne vedem cu S21. Cam asta a fost cu clasamentul nostru de astăzi. O să continui să fac topuri la, o să facem de la 3000 la 4000, de la 4000 la 5000, o să mărim marja aia ca să găsesc modele. După cum vedeți, se împuținează modelele la acest nivel de preț, dar sunt convins că o să fie chestii interesante și tehnologii interesante care merită discutate și după aceea ultima o să fie cu cele mai scumpe pliabilele de la cei 3-4 jucători care au făcut pliabile foarte scumpe. Și termin, sper să termin până vineri cu Poco M3 review. Dacă reușesc să-l postez vineri, cu ăla o să închei săptămâna asta și ne auzim în curând. Haide, baftă! Ciao! Cu sprijinul mobiledirect.ro, huse și accesorii pentru telefonul tău.